tot despre filme vorbim în continuare, doamnelor și domnilor, și ne bucurăm că foarte curând, peste doar câteva zile, vom putea să vedem rezultatul unei munci colosale care s-a întins pe parcursul mai multor ani de zile. Vorbim despre filmul Omul fără linia vieții, în regia Adrianei Vasilcov, un film care intră în cinematografele din România și din Republica Moldova simultan în aceeași zi, 30 noiembrie. Filmul care spune povestea inginerului român Ionel Sporea, inventatorul primului robot modern pentru antrenamentele de tenis de masă. De altfel, eu mă bucur tare mult că domnul Sporea a mai fost la noi în studio, aici la Moldova 1, anul trecut, și povesteam despre faptul că acest film este în lucru. Iată că acum putem să discutăm despre rezultatul final al acestei munci. Aici, în studio, lângă mine, este doamna Mihaela Oistric, care face parte din distribuția filmului. Bună seara, doamna Oistric! Bună seara! Și îl salutăm pe domnul Ionel Sporea, că tot l-am văzut deja mai devreme, în legătură directă pe online. Domnule Sporea, bună seara! Bună seara! Mă bucur să vă revăd! Pentru că dumneavoastră v-ați întors recent din Statele Unite ale Americii, acolo unde ați participat la un eveniment cinematografic important, de anvergură mondială, unde a avut loc premiera internațională a acestui film. Vă rog să ne povestiți cum a fost această experiență. Deci am trimis filmul nostru la festivalul internațional de la Hollywood din Florida. Am avut întâi bucuria și satisfacția să fie selectat pentru a participa. A fost premiera mondială, deci lucrurile s-au petrecut puțin invers. Am făcut premiera mondială și urmează acum premierele naționale în Moldova și România. Ce să vă spun, eu, deși am participat zi de zi pe platou de filmare, n-am vrut să văd filmul făcut, montat, cu muzică, cu tot, decât am zis în sala de cinema. Și pentru mine acest lucru s-a întâmplat chiar atunci când am avut proiecția pe 16 noiembrie. Vreau să vă spun că sala a fost sold out. Foarte mulți, comunitatea din Română din Florida s-a mobilizat, au venit și mulți americani. Deci filmul, ce să vă spun, deci eu văzându-l pentru prima oară am rămas șocat. Este un film extraordinar și vreau să mulțumesc Adriane și echipe de producție. M-a făcut să plâng acolo ca un copil mic. Emoțiile au fost foarte mari. Nu vă mai spun că în momentul în care la ceremonie, deci au fost 4 premii pentru filmele de lung metraj, noi am câștigat 3, vă dați seama, deci cel mai bun film, cea mai bună regie și Adriana și cel mai bun actor în rol principal, Rareș Andrić. A fost o satisfacție extraordinară și este un succes al întregii echipe, echipa de producție și actori și toți cei care au contribuit. Domnule Sporea, rămâneți cu noi, vă rog. În studio este doamna Mihaela Oistric, care îmi spunea mai devreme că tot așa ca și dumneavoastră n-a văzut filmul încă. Așteaptă să fie rulat pe marele ecran ca să-l vadă. Exact, exact. Am, bineînțeles că, mari emoții și abia aștept să văd filmul. Cum a venit propunerea asta pentru a face parte din distribuție? Și tare curios, ați jucat cu soțul dumneavoastră, actorul Petru Oistric? Da. Tot soț și soție. Tot soț și soție. Și în viață, și în serial, și în film, și în scenă, la teatru. Despre acest proiect știam un piculeț mai înainte, când încă nu era gata scenariul, și mi s-a părut foarte curios, atât mie cât și lui Petru. Și când l-am luat în mână, nu pot să vă redau ce emoții am avut când l-am trecut pagină cu pagină până am ajuns la final și mai dau ceva din casă, că este unicul scenariu care după un an de zile îl avem acasă. Îl păstrăm ca și cum ar fi să fie o carte. Și chiar și ieri și astăzi l-am răsfoit și am zis, aș vrea să-mi împrospătez memoria, și m-am emoționat de acasă. Probabil că și se vede, dar într-adevăr este o poveste foarte frumoasă și însă și în sine povestea este motivațională și este și dureroasă și este și înălțătoare. Și plus la toate că am făcut parte din această echipă minunată și profesionistă și am luat atât de multe lucruri și am și legat prietenii frumoase
și cu siguranță toți cei care am lucrat acolo ne-am dorit ca acest film să fie un succes, nu numai pentru noi, să fie pentru public și, bineînțeles, pentru domnul Ionel Sporea. Pentru că tot ceea ce a trăit, într-adevăr, viața unul l-a dus și pe unul l-a dus și cum a reușit să treacă peste și cum îl vedem astăzi, atât de bine realizat, slava Domnului, chiar merita și merită acest film să-i încununeze și să răsplătească tot efortul prin care l-a depus pentru a ajunge unde este. Avem noi în limba română vorba asta, e ca o viață de film, sau când auzim ceva, zice, uite, parcă e scenariu de film. Și e așa curios cum iată viața domnului Sporea chiar la propriu devine un film. Domnule Sporea, spuneți-ne un pic despre cum e să vă revedeți viața pe marele ecran și cum e să știți că o lume întreagă vă cunoaște viața sau vă vede viața de la început și până acum. Întâi vreau să vă dau un detaliu. Deci, eu întâi am scris romanul autobiografic Dincolo de iubire și ură în 3 volume, 1600 de pagini, să vă imaginați. Și după acest roman am făcut apoi scenariu. A fost foarte greu la început ca să scot din mine toate aceste trăiri, toate aceste suferințe, dureri și, mă rog, prin tot ce am trecut eu. Cartea este, sigur, mult mai completă. E greu să, din 1600 de pagini, la un moment dat, să cuprinzi tot într-un scenariu de 90-100 de pagini. Am încercat cu Adriana să cuprindem ce e mai important. Dar să știți că în momentul în care una e să citești cartea, dar în momentul în care am văzut filmul și am retrăit, emoțiile au fost copleșitoare, vă spun. Domnule Sporea, vă mulțumim mult pentru că ați intrat în legătură directă cu noi. Veniți la Chișinău, nu, de fapt nu, o să fiți la București pentru premieră. La Chișinău, voi veni, voi veni la Chișinău, sigur. Pe 27, da? Pe 27, da, voi veni, sigur. Abia aștept. Mulțumim. Voi participa la ambele premiere. Da, pe 27 premiera de gală la Chișinău și pe 30 în România. O salut pe doamna, o salut și o îmbrățișez pe doamna Mihaela. Vă cuprind cu inima și sufletul. Abia aștept, ne revedem. Și vă spun că dacă veniți să vedeți filmul, trebuie să vă aduceți 2-3 batiste cu dumneavoastră. Cu siguranță. Cu siguranță. Mă aștept. Așa facem. Și mi le asum. Vă mulțumesc și vă felicit din toată inima pentru premii și pentru realizare. Da, mulțumim. Știți, este... știți că am făcut toate lucru. Lucrurile sunt ale echipei și eu sunt așa un personaj, dar na, bucuria trebuie să fie a noastră comună. Așa este. Exact cât am investit. Știți că ne-am simțit foarte bine și ne-ați onorat de fiecare dată pe platou și aveam și acei ochi care știau ce facem și era și de partea noastră trebuia să avem un piculeț grijă ce facem, că este chiar însăși autorul acestui mare scenariu și exemplu de viață. Vă cuprind și vă mulțumesc pentru rol și vă mulțumesc și în numele familiei mele și a lui Petru. Abia aștept să ne vedem. Și eu vă mulțumesc. Acum doar un mic detaliu, dacă mai permiteți. Eu în film ar fi trebuit să fiu supărat pe tatăl Valentinei, că el a fost cel care a pus punct acele relații de dragoste între mine și Valentina. Iată, nu o să dăm spoilere, dar avem și o poveste de dragoste în acest film. Da, o poveste foarte frumoasă. Sigur. Și tatăl Valentinei, domnul Petru, tatăl cel rău, un film, a jucat extraordinar rolul acesta, dar na, știți cum e, și mai ai nevoie și de oameni răi în film, care în realitate sunt fantastici ca actori. Vă mulțumim frumos, vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Sporea. Sper să ne revedem curând și aici în studio. Sigur, mulțumesc și eu. Vă îmbrățișez de aici, din Spania, că eu aici locuiesc. Știm. Să ne revedem sănătoși și cu pace. Vă mulțumim. Iată că domnul Sporea și zis, a dat așa o mică explicație. Deci dumneavoastră și domnul Oistric, da, jucați rolul părinților fetei, da, de care domnul Sporea era îndrăgostit în... Da.
Naufragiu de tinerețe. Da. Așa e, așa e povestea. Da. Cum a fost? Nu știu. Foarte frumos a fost, pentru că, vă zic, povestea în sine este foarte emoționantă și e plină cu multe elemente și cu multe suferințe și cu multe trăiri și cu multe realizări, dar noi ne-am simțit foarte bine pentru că ne place ceea ce facem și rolurile ni se potrivesc și era frumos să lucrez cu o echipă profesionistă și Petru având un rol atât de special, cum zicea domnul Sporea. Un om foarte dur, da? E generalul. Uh-huh. Deci eu sunt soția generalului, măcar în film. Măcar în film arătam, adică că avem de toate, că ne merge bine, că ne putem permite, că Petru conducea o Volgă, o Volgă de pe vremuri, da. Și adică măcar acolo trăim bine și arătam că avem. Dar în film, sigur că noi am avut bucuria să redăm acele emoții foarte dure și am avut pe platou și emoția aceea când a pornit camera, când noi ne-am dus să ne luăm fata de acolo și s-a pornit o avalanșă de emoții când nu mi-am putut reveni nici eu și nici echipa încă multă vreme, pentru că era totul atât de puternic, atât de trăit, atât de emoționant, că am pus mâna la piept și nu puteam să respir. Atât era de natural, da, atât era de special, că toată lumea a rămas așa. Wow, ce a fost asta? Deci sunt niște momente și chiar mai mult decât atât, când am văzut deja și trailerul, când am ajuns la momentul ăla, când noi am făcut bucățica aceea, am filmat-o, imediat mi-au și dat lacrimile, semn că tot ceea ce noi acolo am trăit, ea cumva s-a amprentat și în celulele noastre emoționale și atunci și acum privesc, ori de câte ori privesc, deci automat lacrimile mi le-au. Sar și mie și lui Petru. Să zicem încă o dată, pe data de 27 noiembrie. 27 aici la Chișinău și la București va fi premiera pe 30, dar pentru publicul larg îi așteptăm în sălile de cinematografe. Da, la cinematograf îi așteptăm din data de 30. De 30, toată lumea. Mulțumim tare mult, doamna Oistric, pentru că mare drag. Noi. Sper să ne mai vedem, că mai avem ce discuta. Da. Multe. Vă mulțumesc. Mulțumim. Doamne